Este cea mai mare investiție pe fonduri europene din județ, a declarat președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu. Pe data de 4 iunie anul curent, aplicația a fost semnată la Bruxelles, iar astăzi în județul nostru se semnează cea mai mare investiție pe fonduri europene din județul Dâmbovița din această perioadă. Ministrul Mediului, Bărbeli Laslo, a vorbit despre importanța acestui proiect și despre faptul că România se situează pe primul loc în atragerea fondurilor europene. E o zi importantă pentru județ. Este al 14-lea proiect pe apă care semnăm din postul pe mediu și este una din cele mai mari proiecte ca și valoare în toate cele care vor fi în toate județele țării. În momentul de față, în ceea ce privește proiectele mari, la nivelul Uniunii Europene, vreau să vă spun că România e pe primul loc. Deci am semnat în momentul de față cele mai multe proiecte mari din toate țările din Uniunea Europeană. Premierul Emil Boc a afirmat că sunt șanse mari ca acest proiect să fie finalizat la termen. Cred că aici există șanse ca proiectul acesta să fie finalizat la termen, iar România să nu pierdă niciun euro. Și când spun asta, mă bazez pe programul anterior, care are ca termen de finalizare 31 decembrie 2010, 91% din stadiul lucrărilor este făcut în momentul, stadiul execuției este 91% astăzi, proiectul cu managementul deșeurilor. Deci sunt condiții bune să am convingerea că nu vom avea probleme cu acest proiect european. Extrem de important pentru ce înseamnă Târgoviște, pentru ce înseamnă Dâmbovița, oamenii care locuiesc aici și, în ultimul rând, capacitatea țării de a utiliza acești bani europeni în interesul nostru. Proiectul de extindere și reabilitare infrastructurii de apă din Dâmbovița se derulează prin Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița și este cel mai mare proiect din județ finanțat din fonduri europene. Este cel mai mare proiect pe care județul Dâmbovița l-a avut vreodată. Această sumă și, în primul rând, partea de cofinanțare de la Uniunea Europeană n-a mai existat în județul Dâmbovița. În al doilea rând, este extrem de important în tot ce înseamnă confortul cetățenilor din zonele la care se referă acest proiect și vorbim de cele 6 orașe din județul Dâmbovița. În urma acestui proiect, întreaga infrastructură de alimentare cu apă și canalizare va suferi modificări importante cu efecte vizibile și imediate în confortul acelor locuitori. În plus, deputatul PDL de Moreni, George Dumitru, a declarat că este un proiect deosebit de important și asta deoarece se vor face investiții masive în reabilitarea infrastructurii de apă. Nu pot decât să mă bucur că încă un proiect de mare anvergură beneficiază județul Dâmbovița. Din acest proiect face parte și orașul Moreni și, după cum știm, este foarte deficitar cu alimentare cu apă. O componentă importantă, în jur de vreo 20 de milioane de euro, este alocat și orașului Moreni și sperăm că la sfârșitul contractului, cele două cartiere care sunt cele mai vitregite, Schela Mare și Tricanu, va beneficia de un program normal de apă.